Salutare, dragilor, și bine ați revenit! Sau bine ați venit pe acest canal, în cazul în care sunteți nou. Eu astăzi sunt toată o Rozolină Popolină și asta pentru că ziua în care filmez, afară este soare, este frumos și m-am gândit să mai păstrăm un pic din culorile verii și primaverii și din culorile acestea foarte vesele, chiar și acum în toamnă și să mai profităm așa foarte puțin. În cazul în care vă interesează, să știți că pe buze am rujul acesta de la Maybelline Super Stay Vinylink, nuanța numărul 20, Koi. Nu sunt eu nebunită după numele acestei nuanțe, însă culoarea în sine este foarte, foarte drăguță. Și ca să trecem așa la subiectul de astăzi, aș vrea să facem un mic unboxing. Recunosc că n-am cumpărat decât un singur produs și restul, tot ce este în cutie, sunt primite cadou. Dar vreau să vă aduc în atenție câteva idei și câteva sugestii să vă povestesc cum stă treaba. Ideea este că în fiecare an, nu mai știu, o dată de două ori, cam așa pe an, Sephora are niște reduceri private de 20%. Prima oară pot să beneficieze, cred că în prima zi sau în primele două zile, nu mai rețin exact, cei care au... Stați că mă enervează. Să mergez așa un pic mai bine părul. Nu-mi place. Cam așa se întâmplă la mine lucrurile, nu-mi place cum stă părul de mare, așa l-am făcut așa. Spuneam că în prima zi sau în primele două zile pot beneficia de această reducere cei care sunt posesori de card Sephora Gold, iar restul zilelor cei cu black și cei cu alb. Cred că cardurile albe sunt primele, după care de la o anumită sumă încolo primiți card negru și fița supremă este cardul Gold. Și ne-am dorit foarte mult un parfum de la Tom Ford și stăteam așa, merită, nu merită, bine, de meritat merită pentru că miroase foarte mișto și am vrut să-l cumpărăm chiar anul trecut, dar nu mai știu ce s-a mai întâmplat. După care am zis, ok, hai să nu-l cumpărăm la preț întreg, să mai așteptăm puțin, să vedem, poate prindem de Black Friday sau ceva, pentru că totuși e un pic mai scumpuț, ca să le zic așa. Și fix la câteva zile după ce ne gândeam noi să cumpărăm acest parfum, am văzut că au intrat reducerile private și am zis, ok, ăsta este momentul, 20% reducere, hai să îl cumpărăm. Din păcate, în magazin, parfumurile acestea de la Tom Ford, care sunt parfumuri mai de nișă, nu se găsesc. Pe alte site-uri, de exemplu, noi mai cumpărăm parfumuri Tom Ford de la Obsentum, acolo nu am găsit varianta micuță și având foarte multe parfumuri, e destul de complicat să terminăm un parfum de 50 sau de 100 de mililitri, chiar dacă îl folosim amândoi. Și am zis că e momentul, pe Sephora era la 30 de mililitri, best of the best, hai să dăm comandă. Și mă uitam eu așa pe site să intru să dau comandă și am văzut că scrie acolo că dacă dai comandă de minim 500 de lei din aplicație, pe mine uneori mă enervează aplicația, trebuie să recunosc, pentru că nu mi-arată produsele sau mă loghez, dar nu mi-arată produsele favorite pe care le-am pus în coș, că mi-arată altceva sau nu mi se sincronizează conturile și e foarte enervat și nu prea folosesc. Bine, în general, dacă îmi trebuie ceva de la Sephora, prefer să mă duc în magazin, doar dacă nu au în magazin să dau comandă. Părul meu astăzi mă enervează, nu știu ce are. Pentru că tocmai l-am terminat de aranjat. Poate chiar de aceea mă și enervează. Și când am văzut că scrie acolo, dacă comanzi de pe aplicație, în valoare de minim 500 de lei, primești un goodie bag cu 9 produse miniaturi. Pentru că, oricum, parfumul era mai mult de atât. Zic, hai că intru pe aplicație, să văd dacă pe aplicație merge codul acela de reducere de 20%. A funcționat, am dat comanda, a ajuns coletul și știți că v-am zis în clipul de miercuri să-mi pun telefonul pe silențios pentru că trebuie să sun în curier. Curierul care a sunat trebuia să fie cu acest colet, a și ajuns, a și venit, mă bucur foarte mult și hai să vedem. Ce mi s-a părut interesant a fost faptul că am desfăcut deja parfumul pentru că eram mult prea entuziasmată.
În momentul în care am pus parfumul în coș, mi-a apărut un parfum de 2 ml, fix același ca și parfumul mare, în care zicea, testează-l prima dată pe acesta mic, vezi dacă îți place și după aceea deschide-l pe cel mare. Și asta pentru că, din câte știu eu, la Sephora nu se pot returna produse desigilate. Produse sigilate, da, dar desigilate nu. Și atunci am zis, numai bine, o să fie foarte binevenit și acesta, astăzi că am un fir de păr. Oricum nu știam cum miroase parfumul, știam că ne place, știam că o să-l păstrăm, nu să-l returnăm, dar mostra asta mică e binevenită să călătorești cu ea. Și parfumul în cauză este de la Tom Ford. Dacă ar pune focus pe parfum și nu pe mine, ar fi perfect. Tom Ford Lush Cherry, hai să vedem. Pune focus pe asta mare, pune focus pe asta mare. Așa arată ambalajul, este cu roșu, îmi place foarte mult. Și ți-am să puteți așa un pic. Îmi place și cum vine ambalat. Așa arată. Sticluța este transparentă și doar partea din interior este colorată cu roșu și miroase genial. Ce îmi place mie foarte mult la el și mi-am dat seama de acest lucru anul trecut când am fost să-l miros prima oară în Obsentum și când vreau să-l și folosesc când m-am datat cu parfum special pentru asta. Și nu știu dacă v-am mai menționat, însă mie îmi place foarte mult să mă dau cu parfum pe păr. Și asta pentru că atunci când suflă vântul, vine așa o briză și un miros plăcut. Da, îmi place foarte mult. Că nu știu ce îmi reclinează ochiul. Ce am observat la parfumul acesta și recunosc că eu n-am observat până în momentul de față la alte parfumuri, este faptul că, stați că vreau să vă zic și notele, să-l caut repede, în momentul în care îl aplici prima dată, îl pulverizezi, Lost Cherry înseamnă cireașa pierdută, în traducere liberă. Când îl pulverizezi prima dată, stați-l caut între timp, și să văd dacă zice pe aici cum e treaba cu notele. Nu mai. Stați așa că nu știu ce mi-a dat Lost Cherry. Obsentum. Hai că ziceam că prima dată când îl pulverizez are un miros intens de cireașă, o cireașă proaspătă, fresh, foarte suculentă, după care, după o perioadă de timp și undeva spre final, după aproximativ o jumătate de oră, eu cam așa am simțit, se transformă într-un gust de cireașă din aceea intensă, dar foarte într-o cireașă cum ar veni mai veche, mai intensă. Nu mai este atât de fresh, este un miros un pic mai puternic și mai intens. Din punctul meu de vedere, este un parfum mai de sezonul rece, pentru că se transformă pe parcurs și după aceea miroase un pic mai intens. Și să vă zic, este unisex, desigur, pentru că de asta îl și avem. Note de bază, cedru, peru balsam, tonka bean, adică boabe de tonka, vetiver. Note de mijloc, sambac, jasmin, sour cherry, turkish rose. Nu m-aș fi gândit care și trandafir. Iar note de top, cum se numește, migdal, bitter almond, licorice și sour cherry. Oricum, mi-o place foarte mult și v-am zis de ceva timp îl tot vânăm și abia am așteptat să punem mâna pe el. Și, pe lângă asta, în momentul în care am plasat comanda, îmi zice acolo că pot să-mi aleg 5 mostre. Eu mi-am ales 3 pentru că celelalte nu mi se păreau deloc interesante. Am odată un captur total de la Dior, forming o cremă de față pentru fermitate anti-rid. Aceasta. Bine, este. Nu. Așa. Este o mostră care cred că mi-ajunge să o folosesc o singură dată, însă eram curioasă, am zis că hai să o pun în coș. Mai avem de la Guerlain, Aqua Allegoria, un parfum. Acesta. O mostră, de fapt, nu un parfum în sine.
Și de la Belief avem un Jelly Cleanser. Acesta este. Astea le-am primit la achiziții. Și pentru că... Bine că ai picat și eu. Așa să aruncă mai bine. Așa. Pentru că am dat comandă, v-am zis, de pe aplicație, am primit și un goodie bag cu 9 miniaturi. Acesta este goodie bag-ul. Iar în interior avem odată și odată o mascara size up. Este o variantă relativ micuță, nu este exagerat de mare. Însă să știți că și aceasta ține destul de mult în momentul în care o folosiți. Desigur, cred că este cel mai bine vândut parfum ruj al lor, roșu. Nu știu dacă au și alte nuanțe bine vândute, dar asta știu sigur, lipstain-ul lor, numărul 1, roșu, absolut miroase și arată foarte bine. După aceea sunt cu mirosul pentru că acum am intrat în mirosul de parfum. Avem de la Givenchy Skin Resource o cremă de față hidratantă și protectoare cu unt de shea. Aceasta este. Aceasta are 7 ml, rujul are 1,3 ml. De la Pixi, un glow tonic de 15 ml. Știți voi glow tonicul acesta, mi-e place foarte mult și mă bucur că am în miniatură din nou. Și asta pentru că pot să iau cu mine când călătoresc. Din gama proprie Sephora avem un demachiant waterproof pentru zona ochilor. Acesta are 25 ml. Uitați să nu fiu eu foarte tare cu unga asta. O să scoate ce mai afară. De la Barbara Storm, de acest produs sunt cea mai încântată și asta pentru că mi-am tot dorit de mult timp să încerc ceva de la tantea asta și nu aveam ocazia și acum am ocazia. Am un Clarifying Mask, Molecular Cosmetics. Are 20 ml. Așa arată. După aceea de la Herborian, și de asta sunt încântată și asta pentru că eu am de la Herborian un... cum se numește, doamne, produsul? Skin Hero. Am produsul acesta de la Herborian, care îmi place foarte mult și acum am ocazia să testez Super BB cu ginseng, anti-imperfecțiuni cu SPF 20, nuanța Claire. Am auzit foarte multe pe online despre produsul acesta, toată lumea l-a lăudat cât este de bun, cât este de mișto și așa mai departe. Și acum pot să-l testez și eu, are 5 ml. Am mai primit o cremă de ochi iluminatoare din gama proprie Sephora cu acid hialuronic și 3 mostre de mască de păr de la Vela din gama Invigo cu goji berry. Nu știam că Sephora are și gama produsele acestea de la Vela, însă sunt binevenite, eu le știu pentru că am avut contact cu ele și știu exact cum sunt. De ce am vrut să fac clipul de astăzi? Pentru că, din ce am văzut în ultima perioadă, Sephora are tot felul de oferte. La anumite achiziții primești cadou un produs sau un goodie bag, cum este cel de acum. Și mi se pare că este foarte mișto să profiți de astfel de oferte. Și de cei 20% reducere, și de un goodie bag. Dar trebuie să fiți atentă pentru că sunt promoții diferite. Una e promoția de pe site, una e promoția din aplicație, una e promoția din magazine și tot așa diferă fiecare. Însă, în general, uitați-vă un pic cam peste tot și vedeți în momentul în care vreți să vă cumpărați produse, mai ales când vreți să vă luați de o sumă mai mare. Pentru că, până la urmă, da, și astea sunt niște miniaturi, dar dacă vreți să testați ceva așa cum vreau, eu foarte mult să testez crema aceasta. Astfel aveți ocazia... Mă scuzați, mi-a intrat parfumul în nări. Dar, doamne, cât de bine poate să plec. Îl ador. Și că tot vorbim de Sephora, înainte să închei acest video, am avut un voucher de 50 de lei pentru a-mi cumpăra ce vreau eu de la ei din magazin. Și de când au lansat cei de la Benefit blush-urile lor, am vrut foarte mult să testez și eu un blush. Dar pentru că am foarte, foarte multe produse, nu mi se renta să cumpăr varianta full size, așa că am cumpărat o variantă din aceasta mini și dintre cele,
cred, 8 nuanțe au? Cred că 8. Eu am ales-o pe aceasta. A fost o alegere grea pentru că toate îmi plac, însă cumva am încercat să aleg o nuanță pe care să nu am. Oscilam între blașurile acestea de la Benefit, un blaș de la Rare Beauty, dar acela sub formă care vine, nu acela lichid, ci acela care vine ca și un fel de produs pudră de baci pensula, da? Și mai oscilam între un blaș de la Fenty, de la Rihanna. Pentru că de la Rihanna nu am. Însă, cumva m-a cucerit acesta și mi-a plăcut foarte mult nuanța pentru că este o nuanță perfectă pentru toamnă. Eu am ales nuanța Moon, o variantă mini de 2,5 grame și mi se pare perfectă pentru că este foarte mică, pot să o iau și în kitul de make-up, pot să o iau și în momentul în care vreau să călătoresc pentru că este foarte ușoară și nici nu ocupă foarte mult spațiu. Dar dacă vă interesează, aș vrea să fac un video în care să testăm niște produse noi. Bine, eu deja l-am testat așa puțin. Însă să ne jucăm puțin cu produsele și să vă mai arăt ce mai folosesc și cum mai folosesc. Iar la achiziția aceea am beneficiat și de cei 50 de lei pe care am avut și de cei 20% pentru că acum au oferte și am primit și două mostre. Avem o dată de la Moroccan Oil. Ce mi-au dat aici? Șampon și balsam din acestea hidratante. De 10 ml fiecare. Practic ce se vede și aici. Și am primit un Ultra Glow Serum din gama proprie Sephora cu vitamina C și vitamina E de 8 ml. Acestea sunt produsele și abia aștept să mă joc cu ele. Pe astea două musai vreau să le testez. Mă gândesc că poate BB-ul acesta să testăm împreună în clipul acela de care vă ziceam că vreau să îl filmez și să vă mai arăt ce produse mai folosesc și cum folosesc. Însă eu zic să fiți pe fază dacă vă doriți ceva de la Sephora, pentru că sigur o să aibă reduceri și de... uitam să văd dacă nu mai fac ceva. Sigur o să aibă reduceri și de Black Friday, au tot felul de reduceri. Eu știu că anul trecut la un moment dat aveau niște reduceri la Givenchy și dacă îți cumpărai un ruj, și rujul era la reducere, adică am prins un ruj Givenchy la 70 de lei, mai primeai și un rimel și încă ceva în plus, ceea ce mi se pare foarte fain. Așa că eu vă recomand să stați pe acolo să vă uitați. Din păcate, în ziua în care o să vedeți voi clipul acesta, nu o să mai fie valabil nici reducerea de 20%, pentru că din câte știu eu expiră. Și goodie bag-ul acesta nu știu până când este, dar sigur o să mai băi tot felul de oferte. Am văzut că au lansat în magazine deja colecțiile de Crăciun și e o ocazie bună să vedeți, poate faceți cadou pentru cineva sau poate pentru voi. Mulțumesc tare frumos pentru vizionare, sunt curioasă dacă voi aveți parfumuri și dacă vă place, eu îl ador, deci mă simt așa și miroase foarte bine. Și mă bucur că în sfârșit este parte din colecția noastră și noi ne vedem data viitoare cu un video nou. Să aveți un început de săptămână minunat!